această păpușă toată ziua dansa pentru copii, părinți și bunici la una din bibliotecile din oraș. Această poveste se petrecea în Canada, iar păpușa timp de ani de zile bucura privirea multor cititori ai bibliotecii. Odată, păpușa s-a stricat și nu mai putea dansa. Dar au venit o fetiță cu un băițel și au dat o îmbrățișare mare, mare, plină cu dragoste și păpușa, ce credeți voi că s-a întâmplat? A început să aibă inimă. S-a prefăcut în zâna dragostei. De atunci, o putem vedea pe această zână, pe care o numim zâna dragostei, la bibliotecă și drept recompensă, pentru că a fost salvată de copii, ea le citește povești copiilor și pentru că a fost salvată din dragoste și pentru că tot ce face ea e din dragoste, a fost numită zâna dragostei. Bună ziua și bine ați venit la Ora Poveștilor! Cum sunteți astăzi? Bine? Aplaudăm pe la 10 dacă suntem bine și... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Bine! Astăzi avem tema dragostei și tema prieteniei. Ce este dragostea, copii? Se coala mur pur zi. Ce este dragostea? Ce este dragostea? Cine poate să-mi zică? Secoalamur. Dragostea este secoalamur. Este vă savez? Secoalamur. Ce este dragostea? Când vorbim despre dragoste, vorbim despre inimioare. Ce altceva? Eu când zic cuvântul dragoste, mă gândesc la mama, mă gândesc la tata, mă gândesc la bunica, mă gândesc la bunelul, mă gândesc la tot ce e frumos pe lumea aceasta. Dar când sărbătorim noi dragostea? Când? Când? Noi suntem norocoși și sărbătorim chiar în două zile, el mai multe de decât. Pe 14 februarie în toată lumea și se cheamă Saint-Valentin. Și noi când sărbătorim? Pe 24 februarie și se cheamă Dragobete. Ei, dragobetele, sărută fetele! Voi credeți, copii, că și animăluțele fac, se dau un sărutări, se pupă? Est-ce que vous pensez que les animaux aussi se donnent des bisous? Non! Non? Oh, mais on va voir, regarde! Est-ce qu'ils se donnent des bisous ici? Își dă un pupic, nu? Ia să vedem cine își mai dă un pupic aici. Unde avem tot felul de animăluțe, da? On a tous sortes des animaux qui se donnent des bisous aussi. Les girafes, girafele. Les? Lion. Cum zicem în română lion? Leu. Je vois qu'on a des amis, bonjour. De temps en temps, je veux traduire. Est-ce que, comment on dit lion dans votre langue? How can I say lion in your language? Ok, vous allez tout comprendre par mime alors. Si vous parlez mieux du moins du français, ça va. Alors, bisous, bisous, câte un mic pupic, pupic, ia să vedem. Cine își mai dă bisou? Cine? Purcelușii. Purcelușii. Le coșoni se dă de bisou aussi. Și? Cine e? Nu Tarzan, e? În Sej? Oh, ici, on a des babouins. Je sais que les babouins ont les tresses rouges. Oui, ils se donnent des bisous aussi. Iată și ei se dă niște pupici. Cine își mai dă pupici aici? Niște? Pinguini. Cum ar fi? Așa merg, nu? Pinguini. Aici avem niște păsări. Ah, le pieds bleu. Au picioarele albastre, da? Așa sunt niște păsări care se dau și ei de bizus. Chiar și peștișorii și dau pupic, nu? Le bizus și ele... Bonjour! Cine
poate să vorbească? Cine poate să zică câteva cuvinte? Papagalul. Și papagalul. Le perochet aussi. Oh, cine se mai dă aici un pupic? Cine își mai dă un pupic? Nu văd bine. Iha! Căluțul, le șval, les escargots, melcul, da? Miel. Cum aveam noi cântece? Cum aveam noi cântecelul ăla? Melc, melc, cotobel, scoate coarne boierești și te du la baltă și bea apă caldă și te du la Dunăre și bea apă tulbure. Da? Miercu? Și avem aici flamingo. Flamingo care își mai dau pupici, da? Și păsările, uite, se dau de bizu, da? Se dau pupici și toate animalele și toate păsările se dau pupici. Până și marchiasăni. Sunt un fel de purceluși, nu? De purceluși în Europa și în Azii. Toată lumea se iubește! Toată lumea știe ce înseamnă dragostea, da? Și prietenia. O să vedem următoarea poveste cât de important sunt sănătate, atâsfel. Cât de important sunt prietenii. Alors, le prochain conte, ça va être en français. Mais pour vous dire le conte, j'ai besoin de tous les enfants de nous asseoir ici devant moi. Ca să vă spun următoarea poveste, am nevoie de aici să fac da? Și vedem de tuturor. Roma, Darius, Haideți, hai aici. Da? Stai la mama în brațe deocamdată? Așa. Deci. Cine este? Cine? O broscuță. O broscuță. Cum zicem în franceză? La chenui la grenui. Să apel chenui la grenui. Ça c'est un lit marionnette. Ça veut dire que j'ai une petite marionnette ici que je peux bouger. Cum face broscuța? Il était une fois une grenouille qui s'appelait la quenouille qui habitait dans la fossée. Elle avait beaucoup des amis. Qui peut me dire qui sont les canards? Les canards, ici une abeille. Ici on a un papillon. Dans le... Oui, un ver de terre, ça dépose. Cache un vermichon. Et on a aussi des poissons. Des poissons. On voit aussi des oiseaux. Un... Oh, asta m-a dat ce minte de... Cine, ce poveste e asta deja unde au auzit? Trăiesc, cucuieți, ușoamami, descuieți. Capra cu trei de Ion Creangă, da? Uite, avem aici și un iezișor, avem și un mel. Alors, elle décide malgré ça de quitter sa maison. Elle a dit, oh, je suis assez grand, je vais aller me faire la maison ailleurs. Et elle voulait aller à... Vroia să meargă unde? La moară, la fermă, ou moulin. En français, on appelle moulin. Ici, on a o văpuță. Et on a... Oh, on a qui aussi? On a qui aussi? Avem o bază. On a un héros. Et je peux vous le montrer tout de suite. Vous savez qui mange les petits poulets? Era o bază, o să zicem că asta e baza noastră, care vroia să mănânce broscuța. Așa că broscuța a fugit repede, repede de la moară. Alors, le héron voulait manger la notre petite grenouille. Et la grenouille a zis, non, c'est pas bien de me faire la maison à côté de moulin parce qu'il va me manger. Il va me manger. Alors, oui, il y avait coccinelle aussi. Așa că broscuța noastră a mers mai departe. Notre grenouille s'en va plus loin. Oh oh! Ici, c'est une voiture. Comment on fait? Bip bip! Avec moi aussi. Bip bip! Et comment on va dire?
droite, comme ça. Comment on va virer à gauche? Comme ça. Et aussi, on va faire bip, bip. Oh, mais sur la route, elle a dit la grenouille. Non, il y a trop de bruit. Era prea multă gălăgie și nu vroia să-și facă căsuța acolo. Și merge ea mai departe și se gândește. Ce să fac? Quoi faire? Là, je pas de maison, je pas d'amis. Moi, moi, moi. Qu'est-ce que vous pensez qu'il a fait? Elle a retourné à sa maison où elle avait tous les amis. Parce que c'est important d'avoir des amis dans la vie. E foarte important să avem mulți, mulți prieteni. Și hai împreună să vedem care sunt toți, atențion, care sunt toți prietenii broscuței noastre. Aici avem o... Ciripată. Coască testoasă. Uite, o să o ții tu, da? Îți pui mânuța aici. Pentru fiecare am făcut o marionetă. O să încercăm să vedem toate animăluțele. Am mai văzut făcuța asta. Ia, 2, 3 și... Uite, o să ții tu pe bebeluță, da? Roman, da? Roman și Darius, o ții tu pe bebeluță. Ia să vedem ce mai avem noi aici. E? Nu e puișor. Ha? Cănuțușcă, nu? Cănuțușcă. Cănuțușcă. Mac, mac, mac. Vrei să ții tu? Și te vedem? Pac? Ți-o ții pac? Pac. On va jujuie, apoi on va le returne. On va jujuie. El avea aussi... Ça, c'est un défi. C'est qui? Cine e? Șoricel. Șoricel? Seamănă mai mult a raton, nu? Raton, la. Seamănă mai mult a raton și eu mă întrebam. Oare ce-o fi? Șoricel, raton, pentru șoricel e coala. O, coala? Fie coala, fie șoricel. Ce vreți voi? Vrei tu să-l ții? Hai, ții, dau, ții. Așa, ce să, ia să vedem, vorbim tot timpul de, on part toujours de notre grenouille, de broscuța noastră și descoperim toți prietenii ei. Oh! Toată broscuța, asta e băiat. Îl cheamă John, Ionel, vrei să-l ții tu pe John al nostru? Da. Așa. Oh, asta da. Asta sigur e șoricel. Unde e șoricelul? Wow. Este pupăcios rău de tot. E domn de vizu, e domn făcut de vizu. Oh, oh. Cine face? E, asta e o gospodină. Îi place să gătească, da? Cine vrea să țină? Cine? Vrei să ții tu? Nu? Hai să dau ție, să ții tu, da? De fapt, da. Ia să vedem ce prieteni mai au. Ia cu faci? Se încoșă. Să vedem ce prieten mai are. Oh, uite, ăsta e un puișor. Ăsta e un puișor. Cum face puiul? Piu, 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 piu. Deci pui mânuța aici, da? Mânuța aici. Piu, piu, piu. Oh, ăsta este un... Dar le luăm înapoi, da? Ne jucăm un pic și după aia le luăm. Oh! Este un... Un pulpe. Ceva deja merge, știi? E o pulpiță, da? Ne jucăm cu ea în schimb. Oh, uite că avea și eu... Cum face pisica? Părinți și voi! 3, 2 și... Miau! Miau! Ții tu pisicuța? Te rog? Ia să mai vedem. Oh! Eu știu cine este el. Broscuță. Tot o broscuță? De. Cine ești tu? Am înțeles. Deci tu ești prietenul, da? Și el e tatăl. El e tatăl broscuței noastre. E tatăl.
prieteni, să descoperim împreună. Ia să vedem, să vedem. Oh! Unde trăiește el? Trăiește în pădure, da? Sigur, maimuța noastră, le zic, în eternie a misionării si se nosu. Cum face ursul? Sau mor, mor. Cum ai făcut tu, Darius? Face mor, mor, mor. Cine nu are Marioneta? Da? Ia, acum, toți cu mine și Marioneta sus, jos. Îi facem nani, nani. Iarăși sus, jos și acum ascundem. Și face bu, bu, ura! Sus! Și hai să începem, vă puteți să aplaudați? Da! Ia pe aici și voi puteți să aplaudați? Și acum, pentru că roscuța noastră are foarte, foarte mulți prieteni, vrea MC Bizu! Hai să dăm un mic! Mua! Cine mi-a dat un sărut mic? Un sărut mic la Marioneta noastră? Un sărut mic, 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 mic! Perfect! Acum! Ia, atenție! Dodo? Ce înseamnă copii Dodo? Vrea să doarmă? A zis că e obosită. Hai să o punem aici ușor să facă Dodo. Cine mai vrea să facă Dodo? Și ursulețul. Cine mai vrea să facă Dodo? Și pisicuța. Cine mai vrea? Cine vrea să facă Dodo? Oh, toți sunt obosiți. Toți vor să... Și acum... E un soldat, e un băițel, Ionel, care are 5 ani și vrea să fie un soldat. Vrea să fie un soldat, da? Îl chemăm să-l vedem? Ionel! Ionel! Ia ajutați-mă și voi! Ionel! Să dansăm, da? Trebuie să dansăm. Ionel! Hai,
Vreau un bizu. Dar dacă zicem abracadabra? Abracadabra! Nu, nu merge. Am o idee! Haide fiecare din noi să-i dăm o mică părticică din inima noastră și poate așa o să trăiască. Exact cum s-a întâmplat cu păpușa noastră mai devreme. Și eu cu mâinile mele magice îmi ridic. Mersi, Lidami! Mulțumesc frumos! Sunteți gata să dansăm? Vreți să dansăm? Da! Hai să dansăm! Ah, dar nu te pun ca iarăși! Bine, mă duc să pun muzica și vin să te trezesc. Acum, copii, ca să dansăm... Ca să dansăm... E bun, tare, e așa o să facem. O pare că le-am cor să-i fac. Mergem în spate. 1, 2, 3, 4, 5. Simplu, copii! Ce face Ionel, aia facem și noi. Și sus! Este un copil cu minte.
O să vă dau trei etape de făcut, da? Mai întâi, o să veniți cu un părinte. De data asta, trebuie să găsești să fie un părinte cu tine. Etapa 2, o să alegem o carte. O să facem o poveste împreună. O să vedeți cum, da? Și 3, trebuie să găsiți un cuvânt. La un moment dat o să zic, cine cu cine? Ce făceau? Tu trebuie să-mi răspunzi găsind în cărți. De exemplu, o să iau o carte, unul pentru toți, toți pentru unul. De exemplu, deschid la nimereală, taram, ce scrie aici? Ever. Alors, il était une fois, une fille qui s'appelait Eve. A fost odată ca niciodată o fată pe care o chema Eve sau Eva. Și așa o să construim povestea noastră, dar înainte de toate, repet, on va chercher les parents. Stop, am asignat. Je veux dire, on va chercher, après on va chercher un livre et après on va composer le conte ensemble. Vous avez chance. Hop. Și trebuie să găsiți un alt cuvânt. Încercați, ia să vă cine primul găsește un nume de băiat. Trebuie să găsiți un nume de băiat. Alors, il était une fois, une fille s'appelait Eve, da? Era o dată ca niciodată, că de n-ar fi. Nu s-ar povesti. O fetiță Eve, cu băițel, nu ia. On a même la preuve. Uite, putem să demonstrăm. Tu ai găsit Lucian. Deci, avem o fetiță Eva cu băiețel Lucian. En français, Eve et Lucian. Maintenant, il était où? Vous devez trouver un endroit. Trebuie să găsiți un loc. În cartea voastră, trebuie să găsiți un loc. Într-o căsuță fermecată, în poveste, trebuie să găsiți un loc. Ei erau unde erau? Aici. Uite, ce ați găsit? Ați găsit? Unde? În codru. Da. În codru verde. Deci, o fetiță, Eva, cu un băiețel, Lucian, care erau în codru. Codru e în pădure. Acum, trebuie să-mi găsiți un verb. Ce făceau ei în codru? În carte, trebuie să-mi zici ce făceau. Cine găsește primul verb? Nu știu, mâncau, se jucau, dormeau, se băteau, nu. Ce făceau ei în codru? Cum? Căutau ceva? Deci, le mot que tu as trouvé, c'est chercher, en roumain, căutau. Deci, ei căutau ceva. Acum, tot în carte, trebuie să-mi ziceți ce căutau. Uitați-vă în cartea voastră, războiți, ce căutau ei în codru. A găsit? Oh! În fapt, îi cerșe la mor. Ei căutau dragoste în codru, nu? Și s-au dat un talent, o îmbrățișare. Acum, trebuie să vină cineva rău, quelqu'un méchant, on va voir, on a quelqu'un méchant qui est... Cine? Oh, wow, fii atent că chiar se merge povestea noastră, chiar merge. Uite, scrie aici, șoarecele rău, deci în codrul nostru. În pădurea noastră era un șoricel care nu era foarte bun. El era rău. O să vedeți ce făcea acest șoricel rău. Chiar am găsit un șoricel rău. Alors, vite. On a Lucien, on a Eve qui sont dans la forêt. Pendant qu'il se donnait un câlin, il arrive un petit souris qui était méchant. Da? În codrul nostru verde, Lucian cu Eva își dădeau îmbrățișare.
Nu mai să fiți. Da? Vine șoarece rău. Acum, șoarecele, ce face sau ce spune? Ia găsiți voi în cartea voastră ce face acest șoarece care nu este bine. Hai să vedem. Ce ai găsit în cartea ta? A? Știu ce a făcut șoricelul nostru rău. A luat-o pe fetiță și a ascuns-o după niște copaci în pădure într-o căsuță. Cine vrea să fie Eva? Cine vrea să fie fetița? Vino cu mine. Vino cu mine, deci șoarecele chiți, 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 chiți a luat-o pe Eva și a zis: he, 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 he! O să o ascund pe această fetiță și astfel dragostea va dispărea din lumea întreagă. Eu nu vreau ca oamenii să se iubească. Acest șoricel nu era prea janții, nu era prea bunite și nu era prea bun. O să te ascundem în căsuță. Nu să stai aici dacă ți-e frică de mine. Stai aici? Așa, așa. Așa, hai să vedem ce se întâmplă mai departe. Acum, Lucian o să facă ceva. Trebuie să găsiți un verb. Sper că veți găsi verbul vale cerșe sau a găsit-o sau face o magie sau... Ce face? Se fermează. Aha! Mai avem pe cineva în istoria noastră. Deci șoricelul nostru avea un prieten care și el era rău. Era ce este? O pisică? Ce e? În copă, a, ține-o tu! O altă... A, o pisică care și ea nu era prea bună. Deci avem doi până la urmă și șoricelul care era rău și acest motan. Ha! Motanul, știți cum face când e supărat? Face așa. Face... Se ridică părul în sus. Acum, hai să vedem cum Lucian o să reușească să-l trimită pe motan undeva și să o găsească pe Eva noastră. Căutați un verb sau o acțiune care să ne ajute. Am găsit! Deci, Lucian! Am nevoie de Lucian! Cine e? Un băițel! Un băițel care o să fie Lucian! Vii tu? Rafael, tu vai fi Lucian nostru! Și o cauți, strigi! Eva! Și voi cu mine și... Eva! Strigă și partea aia la altă! Eva! Și tu vii... Sunt aici! Sunt aici! Unde e? Aici? Nu. Unde e? Acolo? Nu. Pentru că avem verbul trouver, da? Avem verbul trouver. A găsit-o și... Oh, și dăm un îmbrățișare mare, mare, mare. Și on l-a trouver. Ne se va fini notre histoire. Pendant qu'ils vont s'asseoir, on avait le qui? Le qui? Pe cine aveam? Kids, kids, kids. Șoricelul și cu motanul nostru care s-au așezat supărați aici. Vino să faci șoricelul, eu da. Să fiu motanul. Tu. Oare mie, da? Ei, lasă-mă, știu, dar... Uite, eu sunt pisica, tu ești șoricelul. Suntem supărați. O să fim prieteni, până la urmă, și o să iubim și noi și noi. Kids, kids, kids! Ce facem noi acum? Uite că n-am reușit să stricăm dragostea dintre cei doi. Ce să facem? Așteptăm la anul? Eu am o idee. Cred că ar trebui să fim mai buni. Tu ce crezi? Hai să fim mai buni. Hai să fim și noi prieteni. Vrei? Vrei să ne cerem iertare la cei doi că nu am făcut bine. Ne iertați? Ne iertați? Eva și Lucian, ne iertați? Da? Hai că suntem și noi prieteni. Hai să devenim prieteni. Ne dăm în cale? Atandi? Aplauze pentru copiii!
această istorie minunată, bine, sunt foarte multe legende cu dragobetele, cu Saint Valentin, dar asta este una din poveștile noastre pe care am creat-o noi. Dar de atunci, de când șoricelul rău n-a mai fost rău și a devenit un șoricel timide, și pisica aia, unde-i motanul nostru? Motanelul nostru, moto, a devenit și el bun. Ei, ce s-a întâmplat, voi credeți, cu Lucian și Eva când au crescut mari? Samaria. Ei, dar până atunci, ia să o vedem pe Eva noastră și pe Lucianul nostru. În ziua de astăzi, lumea nu ne mai spune Lucian și Eva, dar îi spune Valentin și Valentin. Și ei sărbătoresc dragostea și prietenia lor când pe 14 februarie întoarce lumea și la noi pe 24 februarie. Deci ea este Valentina și Valentin. Valentin, uite ce frumoși sunt. E o pălărie care, vă arăt imediat ce face. Când o pui pe cap la cineva, acel cineva fie soit fait mouvement drôle, soit fait mouvement de dans. Fie face o mișcare interesantă și, de ce nu, amuzantă, fie face un mic mouvement de dans, o mișcare de dans. Ia să te văd. Deci acum nu ai, acum o ai, ce faci tu cu această pălărie? Ia să te văd. Faci, poate te învârți, poate faci o mișcare. Și aplauze, bravo! Ia să vedem ce faci tu cu această pălărie magică. Ia să te văd. Orice e bine, da? Orice. 3, 2, 1 și... Poți să faci așa dacă vrei. Ups, ce plac. Poți să faci așa. Sau așa. Arată-te dacă vrei. Oh, yeah! Cine vrea să încerci? Vrei să încerci tu? Eu știu ce o să faci tu. Tu o să ai va avea de pouvoir de boire de l'eau. Chiar era sete. Și te aplaudăm și pe tine. Ia să te vedem ce faci tu acum cu această șoaptă magică, și? Wow! Ia, Darius, te vezi pe tine și... Hula! Roma, vrei să ceri și tu? Hai să te vedem și pe tine. Ce vrei? Tu? Vino! Pira! Mai cu o dată mișcarea ta, mai cu o dată. Cum face piratul tău? Io! Bine, hai că nu și tu. Ia să vedem ce o să faci tu cu această șapcă magică, cu această pălărie de șerif. Ia, și... Fidelșu! Io! Sau... Viața frumoasă, e delicată, cea care... Dar vreau să
ne amintim și când ne vorbește trenul stai costinești. Când ne distram mai știi, la chef prin sufragenii. Încă un dos pentru tot ce-a fost și pentru ce va mai fi. E dedicată celor care dau culoare vieții tale. Pentru ei paharul. Și sus și aplaudăm și Bravo, Maria! Bravo, Maria!